intră vulpe. Ce faci, vulpiță? Altă cu mărgea. Ce faci? Pe cine aștept? Ceva pradă? Ai mâncat ceva azi? Alo? Salutare, prieteni! Încă o zi, încă o poveste. Povestea de astăzi este una în Cheile Zănoagei. Ne grăbim să ajungem la cel mai spectaculos lac artificial din România, lacul Scorpoasa, cu o culoare turcoază. Sper să ajungem pe ziua, că e ora 4 după masă. Ne grăbim să înceapă povestea. Astăzi mă însoțește Dara. Ești bucuroasă, Dara, de traseul ăsta? Să vezi ce lac frumos! Uhuu! Dara, stai! Mami! Mami! Bravo, Dara! Bravo! Mulțumesc că v-ai zis că nu o să mergem pe acolo prin apă. Nu merge, nu merge. Întâlnim noi pe ăsta. Ce e ăsta? Nu știi? Nu. Seamănă cu o pisică și mai mare și... Yes! Bravo! Oh, William! Este cel mai mare felid din Europa, care atinge la maturitate între 15 și 40 de kilograme. Cât înseamnă asta? Dublu ca tine. Ha. Uite, vezi că sunt copii și mai mișcă tine. Nu v-a prins ursul? Bă, e rău, Potrida! Noi suntem mai puternici ca el. Da. Normal că nu putea lipsi și Adeluța. Adeluța, ceva emoții? Hai. Ești în spate? La mami e frică de urși. Aoleo. Frică de întuneric. Aoleo, nici întunericul, nici ursul nu se poate pune cu noi astăzi. Parcă ești eu când aveam...
km de lac, întâlnim acest izvor pe partea dreaptă. Deci apă de băut este, nu-i problemă. Vine și aici un pârâiaș care iese de undeva de sub pământ. O ploaie de frunze, da? Pentru a prinde lumina, mai facem sacrificii, facem un pic de alergărică, nu, Dara? Da. Dai, dai, dai. Atenție la picioare. Atenție la rădăcini. Hop. Fuga. Ajungem la căsuță. Uhuu! Se apropie lacul mult așteptat. Uite ce frumoasă e poiana asta. Vezi? Uite, popa scorpoasa. După ce facem o poză la scorpoasa, hai să mai prindem ceva. Uite aici, meniuri de meniuri pe omana porcului, 30 de lei. La întoarcere, da. Au apărut cercetorii. Ce faci, mă? Ha. În sfârșit am ajuns și la lacul mult visat, lacul Scorpoasa. Probabil cu o lumină mai bună se vede și mai turcoaz. Dar ne mulțumim că am ajuns și că n-am renunțat să ne întoarcem. Căldatul interzis. Da. Da. Aici ai. Aici ai zona de șmecheria. Da, acolo, de pe pod. Foarte frumos. Păcat că nu-i lumină. Cam atât cu lacul Scorpoasa. Vine noaptea. Am încercat să ridic drona, dar din păcate nu avem baterie. Ghinion. Ne îndreptăm spre mașină. Ne-am întors din nou la popasul Scorpoasa, unde Dara vrea să se dea un pic în hamac și au văzut și ceva tiroliană. Cam întuneric deja, mai ales aici între brazi. Hai, bravo! Uhu! Nu merge!
Nu, că e blocată. Da. E făcut acolo un laț. Gata. Op. Jos. Mai dai o tură. Plecăm. E prima seară după ce s-a dat ceasul înapoi, 5:30, cheile zănoge. Am ajuns la primul pod de sus în jos. Atenție, Dara! Bravo! Super! Mai avem încă un pod, 1,2 km și suntem la mașină. Yeah. Am ajuns din nou la scară și la punte. Cel mai curajos copil din seara aceasta, Dara. Da, urcă după ea. Prinde-te de cablu și sus, Dara. Bravo. Maxim 2 persoane, Rotary, Târgoviște, Salvamont, Dâmbovița. Ce se balansează. Albastru, galben, roșu. Balansoar pe balansoar. Că de-aia ai făcut așa. Am ajuns și în zona cu lanțul. Hai, Dara. Da. Atenție, lanțul. Ambele mâini pe lanț. Si. Bravo. Fața la perete. Așa. Uite, acum s-a terminat aventura noastră. După 2 ore 25, 8 km 200 înregistrat GPS-ul, cu ocolirea asta care se face aici înainte de campingul de la Zanoga, ne-am întors teferi și nevătămați și cu obiectivul îndeplinit. Cum a fost, Dara, iubita? Bine! Ți-a plăcut? Da, da! Da? Da! Hai să te vezi aici, în față, la faruri. Uite-te aici, așa. Ți-a plăcut traseul? Da! Traseul pe noapte? Da! 4 km de întoarcere? Da! Super, da? Da! Bravo, ești curajoasă. Mami, ai scăpat vie fără să te mănânce ursul? Fără, de data. Fără, da? Da. Deci, treabă bună, vezi? Da. Că împreună reușim, da? Da. Chiar arată-ți fața aia de frică. Perfect. Aici se încheie povestea de astăzi, o poveste frumoasă cu lacul Scorpoasa. Numai bine, rău la nimeni. Pune, la revedere! La revedere! Pa, pa! Pa. Bravo!